Cel puțin 65 de persoane au murit în urma unui presupus atac al grupului terorist Boko Haram în timpul unor funeralii în nord-estul Nigeriei. Atacul a avut loc în acest weekend în timpul unei înmormântări, potrivit oficialilor locali. 21 de oameni au fost uciși inițial în timpul ceremoniei de înmormântare, după care un alt număr de 44 de persoane au fost uciși când sătenii s-au luat după atacatori. Alte cel puțin 10 persoane au fost rănite în atac. 8 dintre ei au fost răniți grav și au fost transportați la un spital din zonă. Militanții Boko Haram au acaparat nordul statelor din Nigeria în ultimul deceniu. Grupul terorist declară că scopul său este de a impune o aplicare mai strictă a legii Sharia în întreaga națiune, care este împărțită între nordul majorității musulmane și sudul majoritar creștin. De-a lungul vremii, grupul terorist asociat statului islamic a bombardat biserici și moschei, a răpit femei și copii, a asasinat politicieni și lideri religioși.